Timișoara este la, dacă vreți, la originea organizării și multiplicării acestei revolte începută la ei. Deci Costina știa, zic eu, de multe lucruri. Eu am încercat să întreb și eu de lucrurile astea, zic, spune-mi și mie ca să lămurim ce s-a întâmplat în București, pentru că acolo lucrurile nu sunt clare deloc. Nu mi-apare un grup organizat care să ducă să-l dea jos pe Ceaușescu. În Timișoara au mai fost victime de genul acesta. Să nu uităm pe brancardierii de la spital care au dispărut. Pe cei de la unii de la, care au ajutat la transportul morților, la fel s-a întâmplat, au avut morți suspecte care nu sunt clarificate la ora actuală. Sigur că dispariția lui Costinaș este o mare dramă, este o problemă foarte serioasă, care nu trebuie să o lăsăm așa. Îmi pare rău de un singur lucru, că n-am reușit în ce privește Timișoara, în alte zone am reușit, zic eu, cum e Sibiu, să demonstrăm că toată această chestiune cu teroriștii a fost o diversiune sângeroasă și care a stat, dacă vreți, la originea pierderilor de vieți omenești și la mutilarea multor cetățeni nevinovați în timpul acelor zile. Eu am avut discuții cu Costinaș pe treaba asta. Eu, fiind convins de ceea ce vă spun, că n-au fost teroriști, că era o diversiune, dar lucrurile trebuiau puse cap la cap și în Timișoara, numai după ce lămuream ce s-a întâmplat cu fiecare victimă. Adică să demonstrăm că fiecare victimă a fost împușcată de o persoană cunoscută care nu era un terorist și era încadrat într-o anumită forță militară, a avut o anumită misiune și așa mai departe.